Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Aș porni de la moartea lui Alexei Navalny ca să readuc pe masa oamenilor în această dimineață, acolo unde ascultă Europa FM, în trafic, în bucătăria lor, sau oriunde o ascultă. Aș pune moartea lui Alexei Navalny față în față cu o întrebare, sau mai degrabă cu o afirmație, pe care mulți dintre români o fac. Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu, era mai bine pe vremea comunismului. Pentru cine era mai bine? Pentru Monica Lovinescu? Puțin probabil. Pentru Doina Cornea, bătută în propria casă, de asemenea puțin probabil. Pentru inginerul Gheorghe Ursu, omorât în 1985 în arestul poliției, în niciun caz. De altfel, pentru toate familiile oamenilor ăstora, da, și pentru milioane de români care n-aveau libertate, nu cred că era mai bine pe vremea comunismului. O mică paranteză. După 90, deci după ce a căzut comunismul, Suedia a fost șocată de o crimă. O stewardesă a fost omorâtă bestial într-o cameră de hotel, bărbatul a fost prins și nu a avut niciun motiv să o omoare. Pur și simplu, niciun motiv. Nici furt, nici gelozie, nimic. Da? Era unul dintre oamenii care în arest, pus de securitate și de poliție, miliție la vremea aia, îl omorâse pe inginerul Gheorghe Ursu. A omorât-o pe femeia din Suedia, în Malmö, fără niciun motiv, pentru că putea. Ea era puternic, ea era ceva mai firavă, da? Și pur și simplu, ceva în mintea și în sufletul lui și în obișnuința lui l-a făcut să o ucidă. Sigur că discuția rămâne totuși, adică foarte mulți dintre compatrioții noștri care sunt convinși, simt că era mai bine înainte pe vremea lui Ceaușescu. Poate că asta face parte și din natura umană, nu știu, nu-mi dau seama, poate că suntem dezamăgiți și facem o comparație nu cu cea mai proastă variantă pe care am trăit-o și care a fost fără discuție comunismul, ci cu ceea ce ne doream noi să se întâmple după comunism, cu speranțele noastre. Și asta tot, da, nu știu, într-un fel e o formă de progres, să nu te compari cu o versiune îngrozitoare, să te compari cu ceea ce ai fi vrut să realizezi. Poate și cu ce e în jurul tău, nu știu, cu Cehia, cu Polonia, și atunci asta ne face să spunem că era de fapt mult mai bine înainte. Și a mai fost un lucru foarte interesant în aceste zile, puțin remarcat în România. Există o publicație rusească, probabil cea mai bună care există în momentul ăsta independentă, de exil, se numește Medusa. Uh-huh. În momentul morții lui Alexei Navalny, Medusa a scris un scurt text, sub impresia evidentă a tragediei, pe care l-a intitulat așa: lupta dintre bine și indiferență nu s-a încheiat încă. În mod normal, noi folosim binomul ăsta, bine și rău, uh-huh, lupta între bine și rău. Ei au schimbat răul cu indiferența. Pentru că, dacă stai să te gândești, dacă stăm cu toții să ne gândim și venim iarăși la România, dar nu la România, să zicem, comunistă, și la România de acum și la România anului 2024 cu super alegeri și la anii care vin, de fapt, indiferența este mult mai cuprinzătoare, mult mai largă decât răul. Că toți suntem într-un fel sau altul indiferenți în anumite situații, fără a ne avea intenția să, eu știu, să fim răi, da? Dar indiferența noastră participă cumva la expansiunea, ca să nu zic, dominația răului. Stau să mă întreb, uitându-mă la cazul Navalny și la felul în care Medusa și oamenii care îl prețuiesc pe Navalny și care sunt milioane și milioane în Rusia, și unii dintre ei au ieșit și au manifestat în sensul că i-au dus flori în diverse locuri și unii dintre ei au fost și arestați, dacă nu cumva antonimul curajului nu e frica, ci renunțarea într-un fel. Că am sentimentul, uitându-mă la ceea ce s-a întâmplat, că mult din ceea ce s-a întâmplat este din cauza acestui tip de renunțare. Exact ceea ce el, într-un fel, n-a acceptat niciodată. Ăsta s-a și întors în Rusia, până la urmă. Un moment, era evident că, într-un fel sau altul, o va păți. Dar momentul ăsta al întoarcerii lui în Rusia și după ce fusese otrăvit, după ce fusese arestat și tot ceea ce a urmat, e o formă de a anunța, practic, și de a ne pune tuturor în fața ochilor acest binom, da? Puțin modificat, surprinzător, că lupta, de fapt, între, ca să citesc din nou, lupta între bine și indiferență nu s-a încheiat încă.
Și nu s-a încheiat nici în România încă. Că dacă forțele sunt atât de mari în România, și nu spun că sunt cumpărate de ruși, neapărat, nu asta, dar sunt influențate de aceeași retorică, de același fel de a gândi. Unde intră inclusiv sălbăticia aia oamenilor care l-au omorât pe Gheorghe Ursu, eu l-am început cumva rubrica de astăzi, forțele sunt atât de mari puse în joc, încât dacă rămânem în zona de indiferență, nu va fi absolut deloc bine. Mulțumesc, Cătălin! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.